Salutare, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit. Ca de obicei, aș vrea să vă rog să lăsați un like la acest episod dacă susțineți seria și vreți să veți în continuare mai multe like-uri și de data asta v-aș ruga, hai să strângem, nu știu, măcar 300 de like-uri, zic și eu așa, poate strângem 300, ar fi frumos. Chiar m-ar motiva să zic așa, oricum. Ultima dată rămăsisem aici și voiam să fac un loc în care să-mi încentez chestiile și chiar am făcut. V-am zis că o să fac așa un fel de, eu nu știu, zonă pentru așa ceva și sincer prima dată m-am gândit că nu o să-mi placă cum a ieșit, dar chiar îmi place, mă rog, mai puțin în partea asta, nu-mi place cum vine chestia asta. Poate mă gândesc la o soluție să aranjez mai ok, deși n-am nici cea mai vagă idee cum să fac. Oricum în partea asta o să pun niște armor stand-uri, să fie niște armuri și chestii pe aici. Și am făcut o nouă intrare ca să nu arate chiar așa de seacă, să zic așa, bine. De fapt ca să prindă oarecum ochiuț. Așa. De fapt nu aici. Am nevoie de două diamante și de niște, așa, deci de două diamante. Am o carte, două diamante și cred că atât momentan. De fapt, stai, am mâncare în ăsta sau n-am? Am niște pâine, bun, am pâine. Vreau să mă duc și să lutez asta și să lutez și de obsidian dacă tot mă duc pe acolo. Poate că n-ar fi trebuit să... Aia nu contează, două încolo de sabie. Parcă nu mai am alta, dacă nu mă înșel. Wow! Ce așa de... E pe Bright. Mi se pare că... shit. Nu știu ce, dar aveam impresia înainte că era mai luminoasă chestia. Hai mă, veniți după mine. Știți că eu dacă vin în voi, cât sunteți? 1, 2, 3, 4, 5. What the? Holy fuck, holy fuck, holy fuck, holy fuck. Stați așa. Bun. Nu mai contează. De acum i-am prins și o să fie bine. Anyway, mi-am luat și scutul just in case. What the fuck is this shit, mate? Weakness. Holy fuck. Deci, îmi place, sună, zici, de parcă sunt petardele alea pe care... De fapt, nu zici că e pistol cu capse, drace. No, hai mă, mor odată, că m-am sturat de tine. Bun, mort. Freezerit leggings, what? Stai, astea sunt cumva alea de... Nu, nu sunt alea? Nu sunt alea. Am crezut că sunt chestiile alea care... Cum se numesc? Care atrag obiectele. What the fuck? Fuck, lag. Wow, shit, nigga. Doamne, deci chiar mi-era dor, nu se mai întâmplase așa ceva de foarte mult timp. Ok, gata. Bun. What? Mi-am luat nausea, mă rog, nausea. Sincer, nu știu cum se pronunță, cred că e nausea, dar nu mă bag. TNT. Shit! Ce m-a speriat, doamne? Perfect. Gen, îmi place că cu chestia asta dau doj la orice. Hai da... Mamă, cât dai iure. Ok, chestia asta
OP as fuck. Holy shit, au doi healeri. Oh my god. Bă, mă gândesc că pot să-i bat într-un anume fel. Cum ar fi să-i scot acolo. Îmi place că healerul a rămas foarte în spate și eu pot să îi bat. Uite, spre exemplu, ăsta e mort, ăsta o să fie mort în curând. Și healerul mai dă și heal pe cine n-ar trebui. Gen! Foc! Mamă, bă, dar cu ce dracu tau ăștia? Bun. Oh, doamne. Ar fost frumos dacă... Oh! What the fuck? A luat, da, chiar asta așa. Oare mai au pe unde ieși? Nu știu, nu-mi dau seama în momentul de față. Cred că i-am blocat acolo. Da, i-am blocat acolo. Holy fuck. Yep, îți blocați. Aurel, mă duc să vă lutez barca dacă toți sunteți acolo și nu vă aveți de gând să plecați sau să mă opriți. Oh, shit! Ok, deci văd că dacă pui click dreapta, după orice chestie îți schimbă pe shield. Oh, I see. Deci nu era o puterea... Ah, fine. Actually, mă simt chiar stupid că n-am folosit chestia asta până acum și... Damn it, nigga! Așa. Am auzit un healer. Opa. Upsi. Af, 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 af. Cineva mi-a atacat... Asta... Cineva mi-a atacat corabia pe Pirate Kings și eu așa genul... Hai tă pula mea, e nu? Iară... Ah, de ce mă joc în jocul ăla? Ah, prea mult cancer pentru mine. Bun. Aranjați-vă voi acolo. Dar știu că erau multe chestii nestacate. În momentul de față... Oi, așa, cum ziceam, înainte de a fi brusc întrerupt, ca de obicei, pentru că de... Își face și Cristi treaba, hai să... m-a căcat. Mă rog, dacă tot m-am pus acolo și mi s-a schimbat spawn-ul, măcar nu e așa departe. Cum ziceam, dacă tot filmează Cristi și vorbește ca dobitocul cu un microfon, hai să îl rog să mă ajute la ceva, pentru că de clar n-are treabă. Ok. N-am chef de vreun boss pe aici, o fi? Nu știu, habar n-am. Stai, unde trec? Uite, la ăla cred că e. Sincer, chiar n-am chef de vreun boss. Dar totuși, cred că ar trebui să... Ok, ăștia nu sunt boss. Ăla e boss, cred. Nu, e pira normal. Vreau să văd dacă pot să... Adică știu că ultima corabie a avut un boss. Pe asta poate reușesc cumva să... Da, uite-l acolo. Bun. Chiar n-am chef. Avem și chestii de ale Hexical. Da, fere, doamne, feri. Pe unde? Pe aici spargem? Perfect. Ziceam de chestia asta că o să încerc să dau loot cât de mult pot la chestii, pentru că vreau să adun armuri și chiar dacă nu o să le folosesc, măcar să le pun acolo pe staff-ul, știi, să fie aia să arate bine.
Aoleu, bă, da, cu ce dracu au ăștia? Frate, sunt pirați, nu sunt asasini d-aia sau cum se numesc, care își puneau o travă pe nenorocitele de la... Ok, un diamant. Ei, să nu mă vadă, nu m-a văzut. Bun. De fapt, stai, cred că dacă sparg aici, am acces la amândouă. Bun. Diamond plated ceva. De fapt, n-am nevoie. Acum fac și-o cumva să mai renunț la chestii. Bun. N-am nevoie. Lasă-l așa. Bun. Longbow. Asta aș putea să-l iau. Iau. De ce nu? De fapt, pe asta las-o. Asta-l iau. Le iau. Stai, what the fuck? Asta nu se stachează, fuck. Chestiile astea nu s-au aruncat, ci s-au pus la mine în chest, ce naiba. Scale boots. Fur clo... stai. Scale boots? Astea care sunt? N-am dat seama. De oricum sunt în ceva solzi, cică. Da, aparent universul are ceva împotriva mea astăzi. Nu vrea să filmez. Dar nu-i bai, tot termin eu filmarea. Nu vă faceți griji. Bun. Mă duc pe aici și acum... o să sparg o de asta în mare. Și după aia vreau să iau... obsidianul. Bun. Oi, de capul meu, mă. Hai, 4 bucăți. Primul meu enchant. Bă, dar îmi place. Deci, chiar că... ce asta? Salvarea? Salvarea, cred că e. Începe lumea să moară când filmez eu. Ioi. Vreau să fac un enchant, primul enchant al pompă, pickaxe, drace, să mă pot mișca și mai repede. Hai, da. Holy fuck. Deci de atâta timp n-am mai spart obsidian cu pickaxe, ne-ai enchantat încât am și durat. Am și uitat cât durează, damn. Uf. Bun. Am obsidian, redstone nu-l iau că n-are rost. Nu este... cum să știu, nu e profitabil. Holy fuck, și poliția, ce dracu. Bă, poliția, pompierii. Voi ați auzit și voi asta? Ok, știți, nici nu vreau să-mi pun întrebări. Sper decât că n-a murit nimeni. Băi, unde dracu sunt? Hei, lasă așa. Aparent da. Am o idee. De fapt, nu știu. Să văd. Oh, damn it. Ar trebui să mai pun în chestiile astea prin chest. Așa, am nevoie de o carte. De obsidian. Și de 2 diamante pe care le avem aici. E bun că am găsit fix 2 diamante. De fapt nu că am găsit, le-am cam lootat. Adică l-am omorât pe aia și am luat 2 diamante. Destul de făinuț, să zicem așa. Bun. O carticică. Hai că se merită. Pun pe ăsta, nu mai fac alt diamant. Ha, ce cu mine? Alt pickex de diamant. Uf, stau și mă întreb câte căcaturi noi zice eu fără să-mi dau seama. Bun, efficiency 4, 5. Oh, fuck. Efficiency 4. I'm breaking 3. Mă! Fortune? Nu, soul. Fortune. Nu pot să pun mai mult de fortune, nu. Holy fuck. Știți? Maxim enchantment level. Holy fuck. Apare nu pot să enchantez nimic. Mai am nevoie de ceva level. Oi. Oh, fucking shit. De unde drace să fac eu asemenea levele? Ioi.
Oh, well. Am ceva power, power, power. Oh, doamne, bine, nu foarte trupos, bine, nu foarte trupos, bine, nu foarte trupos. Prea multe chestii. Yeah, n-am ce enchanta. Efectiv, n-am ce enchanta. Am pe aici niște de-asta. Pe care le să le iau eu frumos și le punem aici. Diamante. Barem să le avem pe toate. Oi. Da capul meu, mă. Bun. Măcar acum avem chestia asta terminată. Următorul lucru. Mă gândesc unde să fac eu portalele către... Nether, bară jos, and chestii. Mă gândesc să fac, uite, aici ceva de genul. Să coboare. Și să fie acolo portalele. De fapt, stai că nu pot, că portalul către Twilight trebuie să fie la suprafață. Mă rog, acum rămâne de văzut dacă o să mai facem ceva acolo, pentru că în momentul de față nu cred că avem ce face. Și o să trebuiască să facem noi cumva portale. Cred că o să le fac înăuntru astea și nici nu glumesc. Adică genul să sparg așa frumos în mijloc și pun acolo portalul către End, către Nether și aici undeva o să fie portalul către Twilight și asta e. Și în zona asta oricum o să mai construiesc prea multe. Adică o să construiesc, dar pe aici o să fac niște ferme. Și sincer nu știu, asta e, au plecat de acolo. Sunt curios dacă mai sunt încă în groapă. Lol, uitați-l pe acolo, lol. Săracul de el. Ha. Sincer nici nu știu cum a ajuns acolo, nici nu mă întreb. Ok. Deloc dubios, știți? Bun. Tu unde fac eu rost de level? Bun. Stați așa. Ajungem înainte de tati la siguranță aici. De fapt, nu contează oricum e zi. Oh, shit, am apăsat butonul greșit. Așa. Ce? O, grup all selected, bun. Și hai să ne uităm. În momentul de față, nu cred că mai avem dungeon la vedere care să fie neexplorat. Aș vrea să ajung gen, uite, pe aici. Marker. De fapt, n-am nevoie. Că harta asta e bună. Aș vrea să ajung pe acolo ca să iau niște copaci de aia mari. Și să fie super genial, adică să... Stai, că acum realizez că sunt copacii mari, spre exemplu, cel din care am luat, nu mai știu câte stacuri, cred că am luat ceva de genul 3-4 stacuri de lemn de aici. Dar pentru așa ceva, adică pentru a lua un asemenea copac, o să avem nevoie de un topor, cred că cu rezistență foarte mare. Dacă vrem să-l păstrăm, de fapt am putea să facem o chestie de genul, să luăm un topor și să punem unbreaking pe el, pentru că efectiv pe topor ce vrei să mai pui în afară de unbreaking? Ziceți și voi. Unbreaking să se spargă cât mai greu și atât. Că n-ai nevoie de... Of, în sfârșit. Mi-a schimbat și spawn-ul. N-ai nevoie de eficiency, pentru că oricum spargi dintr-un singur bloc tot copacul, n-ai nevoie de silk touch și nici de altceva. Deci probabil că am putea să irosim câteva level. De fapt, stați, vreau doar să văd cât level am dat pe un topor. Interesant. Deci sharpness, smite. Ce? Ah, I'm breaking, bun. Oh, level 18. Știți ceva? Lăsați, că nu se merită. Lăsați. Ne descurcăm noi cu ce avem. No, bun. Îl iau cu mine. Și o să mă duc... De fapt, stați. Să golesc înainte tot ce am. Ai, bă, trebuie să... Fac ceva. Prea multe chestii pe aici. Trebuie să mai arunc din ele, sortez, fac ceva, drace, că... Prea mult, efectiv prea mult. Iau asta. Asta.
De fapt, stai că am protecție. Iau shield-ul pentru că am văzut că e bun. Iau asta. Săgețile, cine știe cum avem nevoie. Mă, și n-aveam eu pe undeva un anvil. Cred că n-aveam. Stați să cardim, să craftăm un... un anvil. Deci sunt așa de obișnuit cu looting-ul în seria asta, încât îmi vine și greu să zic, hai să craftăm ceva. Wow. Bun. Ai. Așa. Vreau să văd ce e asta. Nu, ce e asta? Scroll of Escape. What the fuck? No. Ok, what the fuck, man? Holy! What the fuck? Ok. O să cred că chestia aia trebuia să mă teleporteze și să mă scape în caz că eram prins undeva. Și aș fi făcut treaba. Trebuie să recunosc. Din păcate era mai mult să mă omoare și l-am consumat degeaba, dar nu mai contează. Ai. Bun, anvil. Așa. Level 15 ăsta-i. Ah. Căcat. Mă, cred că o să fac până la urmă asta. Fire aspect și sharpness e destul de bine. Ah, fac de shit o fac. Și aș putea totuși... Efficiency... da. N-am level suficient. Știi ceva? Lăsați, îl iau cu mine și o să fac eu eventual altul. Vreau să mă duc în partea aia și să încep să văd chestii, mă rog, aici mă pregătesc deja de expediție. Bun, mâncărică. Acum stau și mă gândesc doar că aș putea să mă iau. Vreau să văd cum e asta. Căcatul ăsta are... Auzi, da, chiar asta mi se pare că era un glitch. Și la staff-uri puteai să pui rezistență cu cost 0 enchant. Bun. Deci apare în post și la chestia asta. Da. Are o anumită rază. Mai bun hookshot-ul ăla pe care l-am eu. Pe undeva pe aici, printre multe căcaturi. Holy shit, nigga. Știi momentul ăla când stai așa și te uiți și așa genul? Da. Sigur. Să iau ăsta cu mine. A, uite-l. Manual shot. Băi, asta e că iau și asta cu mine. Niciodată nu știi când e bună. Cam atât. Cred. Nu știu să mai am nevoie. Ok, să le iau pe astea. Și... mă mănâncă nasul. Acum cred că asta chiar e suficient. Bine, fără tropoți. Văd că avem multe hexical de-astea. Bun, totul e bun. Ok, hai să ne vedem de drum. O să mai avem un episod de explorare. După aceea o să facem un episod în care să mergem în Nether sau cel puțin unul.
dacă nu avem nimic de explorat așa din prima. Dacă avem o zonă bună, o să stăm puțin prin Nether. Însă până atunci, hai că o să închei și aici episodul. Mă duc, vreau să ajung puțin mai departe cu explorat, adică gen să văd așa o zonă destul de bunicică de teren până să revin cu următorul episod. Promit eu că nu explorez și nu cardesc nimic cât sunt off-camera, dar bănuiesc că nu vreți să vedeți cum o să mă mișc eu pe apă, pentru că acum realizez că am fost dobitoc că n-am furat o corabie de la pirați. Oh, da. Dar cam asta a fost-o și pentru episodul ăsta. Pata viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu. O zi bună în continuare. Bye, bye.